Salutare și bine ați venit în Backstage! Eu sunt Alin Pandaru și prin intermediul acestui podcast încerc să vă arăt culisele industriei muzicale române și, de ce nu, și internaționale. Aici vom avea parte de interviuri cu artiști, cu compozitori, cu producători, cu sunetiști, luminiști, oameni din industria muzicală în mare parte, atât de la noi din țară cât și din străinătate. Astăzi sunt alături de un om pe care l-am cunoscut prima oară acum 3 ani, în backstage la Media Music Awards, atunci când Florin Grozea mi-a făcut cunoștință cu el și mi-a prezentat o melodie pe care la vremea respectivă eu nu știam sau nu auzisem. Era vorba de piesa piesa cu cel mai dubios titlu. Doamnelor și domnilor, vi-l prezint pe George Călin, a.k.a. Manuel Riva. Salutare! Salut! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Ești primul meu invitat la podcast, așa că... Îți dai seama că sunt extrem de bucuros și extrem de emoționat în același timp? Da, am zis, măi, la primul podcast să iau pe cineva pe care îl cunosc așa cât de cât, ca să fiu eu mai relaxat. George, astăzi o să vorbim în mare parte despre tine, despre... Era teamă că așa va fi. Dar vor vorbi și despre ce înseamnă să faci o piesă, ce înseamnă să lucrezi cu oamenii de la Armada, ce înseamnă să ai o piesă pe top 10 Billboard Dance Chart și alte nebunii. Să începem în primul rând cu copilăria ta. Ai crescut în comunism, așa, primii 10-11 ani ai petrecut în comunism. Cred că până prin clasa 5-a. La Tulcea m-am născut. Na, o copilărie ca a tuturor în vremea aia. Școală și joacă în fața blocului. Cam atât. Și ca muzică, ce muzică ascultai? Cum ai luat contact așa cu muzica? Adică ce muzică s-asculta când erai tu mic? Sincer să fiu, nu mi-amintesc din perioada aia să fi fost mare meloman. Am găsit pasiunea asta ulterior, după, în școala generală, de fapt, când am început să studiez și chitara și au început să-mi pice în mână tot felul de casete. Metallica, Manowar, Nirvana ulterior și așa mai departe. Muzică rock în general. Asta s-a întâmplat după comunism, presupun. Exact, da? Exact, imediat după. Și prima chitară, de unde ai primit-o? Prima chitară am primit-o cadou de la unchiul meu și... Îți dai seama că primele săptămâni efectiv zdrângăneam așa aiurea, fără să... Cred că nici nu era acordată chitara, dar mi se părea că sună bine. Și apoi am aflat că acolo în cartier aveam un profesor de chitară, am luat legătura cu el și am început să studiem împreună. Mai mult eu. Și, nu știu, ți-a părea greu? Adică, nu știu. Sincer, nu. Mi s-a părut extrem de ușor și eram mai mulți cu prieteni care am început să studiem în același timp. Eram surprins de faptul că, nu știu, se lipea foarte ușor de mine toată povestea asta și cumva cred că am și învățat cam cel mai repede din toată gașca aia la vremea respectivă, pentru că efectiv îmi plăcea atât de mult încât nu făceam altceva. Mă închideam în cameră și zdrângăneam non-stop. Și ați avut vreo idee? Nu știu, faceți o trupă? Evident că ăsta e pasul următor, dar lucrurile au luat cumva, au devenit mai serioase abia când am intrat în liceu. Pentru că acolo am cunoscut mai mulți instrumentiști și era foarte simplu să pui cap la cap. Ai făcut liceu de muzică aici? Nu, am făcut filologie, okay, tot în Tulcea, deci nimic legat de muzică. De muzică, da. Dar studiam, tot așa, studiam foarte mult chitară. Mi-amintesc că era Eugen, fost la Vița de Vie, fratele lui locuia în Canada și trimitea partituri și reviste de chitară, reviste cu partituri și... Când veneau pachetele cu partituri, toți chitariștii din Tulcea mergeau la Eugen, luau revistele să le copieze la Xerox. Deci bănuiesc că toți cântam cam la fel. Cam același lucru, toată lumea. Bun, păi ți-ai făcut vreo trupă în liceu? Da, am avut chiar vreo 3 trupe, cântam, de fapt, simultan în mai multe trupe. Mergeam la festivaluri în țară, cred că primele concerte le-am avut prin la finalul clasei a 9-a. Deja în clasa 10-a mergeam prin țară pe la festivaluri, deci... Dacă vrei, am vreo 25 de ani de când bat țara asta în lat. Și în lume, da, 94-95, cam atunci. Exact, da. Păi și cum ai făcut tranziția de la chitarist la, nu știu, producător, de fapt? Cum s-a întâmplat? Am început... Adică pe vremea... prietenul meu cel mai bun, încă prietenul meu cel mai bun,
cu care ulterior am făcut demo. El era foarte pasionat de computere și încerca să mă convingă să învăț softuri de producție. Eu cumva eram, mă rog, nu eram foarte into chestia asta, dar mi-am dat seama că acolo posibilitățile sunt mult mai largi, chiar nelimitate, aș putea spune. Ajunsesem într-un punct în care efectiv simțeam că nu reușesc să evoluez mai mult ca și chitarist. Uh-huh. Mă blocasem într-un punct și na, simțeam nevoia să învăț lucruri noi, să fac ceva nou, știi? Și mi s-a potrivit, zic eu, mănușă chestia asta cu producția muzicală, deși la început eram slab de tot, adică nu-ți imagina. A durat mult până să învăț, știu eu, mă rog, să fac niște chestii decente. Uh-huh. Iată, a durat 25 de ani. Dar mi-a plăcut tot timpul foarte mult, exact prin faptul că nu prea ai limite. Da, mai ales acum cu atât mai mult. Da, da, da. Când sunt și o grămadă sample-uri și poți să faci dintr-un sample 500 de melodii. Corect, da. Și sinteza îți permite să faci o groază de chestii. Păi și ai compus vreo piesă când erai trupele? Adică ce cântați atunci? Făceați cover-uri după? Nu, compuneam. Aveați piesele voastre? Chiar compuneam, da. Adică am început să scriu piese chiar din școala generală. A șaptea, a opta, nu știam să scriu partituri, dar îmi făcusem un sistem propriu de a nota, ca să nu uit piesele, de a nota partitura. Semăna oarecum cu portativul, dar era ceva, îți dai seama ce doar eu aș fi înțeles. Dar m-a ajutat foarte mult să nu uit ce compuneam. Ce tare. Da. Iarăși era foarte greu la când cântam în trupele death metal să scrii versuri. Deși pare că nu e greu deloc, dacă acolo e foarte greu. Da, acolo chiar sunt versuri? Chiar e într-o direcție, adică... Da. Păi și mai pe vreundeva înregistrările astea, da, le-ai mai ascultat tot recent? Timpul, da, tot vorbesc cu prietenii care cântam pe vremea aia și din când în când ne mai amintim și ne mai trimitem unul altuia piesele. Băi, chiar sună decent, pe cuvânt, sună chiar bine. Mergeam într-un studio în Tulcea, nu era un studio propriu zis, dar una din trupele de acolo avea, inițial, mă rog, am tras pe magnetofon, ulterior trăgeam pe recorder din ăla cu casete, știi? Wow. Cu patru canale. Și na, era fun, era chiar interesant ce se întâmpla. Se pare că e mai greu să compui o piesă rock decât o piesă electronică? Nu știu dacă e mai greu sau mai ușor. Sau mă rog, care e diferența? Mie, sincer, muzica electronică mi se pare noul rock. Dați-mi mie dacă vreți, dar mie așa mi se pare. Mi se pare că muzica rock a ajuns într-un punct în care are nevoie de ceva, știi, de o scânteie să iasă dintr-un blocaj. Pe când muzica electronică încă mi se pare că vine cu chestii noi. Ca energie, vezi, la festivaluri este noul rock pentru mine, adică este da, acolo. Yeah. E, mi se pare că festivalurile de EDM sunt EDM nu de ca gen muzical ăla, ci ca, mă rog, muzică electronică. Festivalurile astea sunt fostele festivaluri de rock. Păi da, sunt ușor s-a făcut tranziția și na, acum e, oricum e foarte multă lume nostalgică, bă, că uite că la, nu știu, la Siget, de exemplu, păi acum 10 ani veneau Red Hot Chili Peppers, acum bine că îi aduceți pe Dimitri Vega și Lai Mike, știi? Na. Dar se schimbă. E loc pentru toată lumea și muzică bună, zic eu că chiar se poate face indiferent de gen. Da. Energia e mai importantă decât dacă acolo auzi o chitară cu distors sau, știu eu, un mug. Da. Pentru corect. Mine, cel puțin. Da, corect. Bun. Și... Adică, de multe ori îmi vine să iau mugul și să dau cu el, ca pe vremuri, cu chitara. Da. După liceu a urmat... După liceu am venit în București la facultate, la ASE, iarăși fără nicio legătură cu muzica. Am continuat să învăț producție muzicală. Am început proiectul demo cu Silviu și ulterior cu Ana Maria Ferenț. Cred că aia a fost o perioadă în care mai mult ne-am distrat decât am făcut lucruri serioase, dar asta era și cumva caracteristica acelei perioade, acelei generații, știi? Muzica nu era foarte serioasă, dacă ți-amintești. Da, Suzana, Manfred, da, Banana... Era un
un trend din ăsta la stânga, în care femei, la cumva dreapta, am intrat femei. Și noi, deși poate că eram un pic mai serioși de multe ori decât ceilalți, mai triști sau, nu știu, mai melancolici, dar a fost o perioadă în care am învățat foarte multe chestii. Na, a fost o, nu știu, a durat toată povestea vreo 6 ani, dacă nu greșesc. Păi cam 2000-2006. Da, cam așa, exact. Dar a fost super fun. Am umblat, am bătut toată țara în lung și în lat, plecam cu săptămânile de acasă, ne întorceam doar să schimbăm bagajele. Na, cam asta era. Adică chiar a fost distractiv. Aveam o căruță de fani, de prieteni care ne urmau de la un concert la altul. Chiar era distractiv. Nu era YouTube, nu era... adică oamenii chiar ieșeau la concerte, veneau în club, veneau la evenimente. Da, era singura modalitate de a te distra și de a lua contact cumva cu artistul pe care îl auzeai la radio. Exact. Acum da, ai Instagram, vezi și ce am mâncat azi de dimineață. Ah, am uitat să vezi ce am mâncat. Ziceai că, mă rog, înainte de demo ai avut perioada în care ai învățat producție muzicală. Cum ai învățat? De unde îți luai la informațiile? La fel, nu exista YouTube. De asta întreb, că nici internet nu prea era atunci. Efectiv, dacă îți spun că mi-am printat manualele softurilor și am stat și le-am citit. Colegii mei erau afară la bere și eu stăteam și citeam manualele de Cubase și plugin-uri și toate cele. Ulterior, am cunoscut pe cineva care lucra într-un studio și care a fost foarte amabil și a acceptat, contra cost evident, să mă ajute să-mi arate câteva chestii, care zic eu că mi-au prins foarte bine și, na, dar cel mai mult a contat, de fapt, faptul că am stat închis în casă și am exersat, știi? Am greșit până când am greșit din ce mai puțin. Cum a fost când ai auzit prima piesa ta pe un radio? Eram în autobuz, mergeam la facultate, în primul an de facultate. Nu, în al doilea an de facultate. Și eram singur, îți dai seama, nu puteam nici să mă bucur prea tare, că era destul de dubios. Dar da, a fost un sentiment plăcut. Cumva mă simțeam așa important, mai când venea să-mi arunc abonamentul pe geam. Mai ții minte ce piesă era? Da, era prima piesă cu demo, se numea stai că-ți spuneat, e greu să-mi amintesc pentru că n-a avut clip, știi, n-a fost single din ăla clasic. Se numea Bă-bă-bă-bă-bă-bă, de atâtea ori. Și ce radio a dat atunci? Păi, sau era peste erau, tot? Nu, erau, da, erau alte radiouri atunci, dar erau, de fapt, mă rog, părinții radiourilor. Contact. Da, exact, Contact. Unii Plus și... Da, Radio 21 după aia. Și cu demo, țin minte, evident, 7 zile de 8 ori. Acolo și... a fost o chestie foarte ciudată. Piesa a fost pe albumul al doilea. Păi chiar, ați avut 4 albume, dacă nu mă știu, nu? 4? Da. 4 albume. Da, așa munceam atunci. Chiar munceam destul de organizat. Pentru că făceam albumul și abia apoi, adică după rețeta veche, făceam albumul și abia apoi alegeam ce single-uri lansăm. Chestie care, din ce am văzut eu în afară, încă se practică. Sigur. Doar la noi văd că e un pic atipică treaba. Hai că lansez piesa asta, după ce am 3 piese, hai să mai fac încă câteva, să fac un album. Da, știi cum e? Adică unii oameni încă se iau în serios și își planifică din timp. Chiar dacă, na, cumva există o doză de loterie, de randomness în toată povestea asta cu muzica, pentru că nu poți să știi dacă anul următor îți ies piesele așa cum le vrei. Dar dacă faci 100 de piese din timp, în principiu nu prea ai de ce să te temi. Da. Și ai de unde alege. De fapt, aici e toată povestea. E important să îți planifici cumva release-urile și să ai de unde să alegi, da. De unde să planifici. Da, nu, ok, am făcut azi o piesă, mâine am lansat-o. Da. E, și atunci la albumul 2 de care vorbeai, evident că piesa aia nu era pe lista de single-uri. Noi eram și un pic jenați pentru că era, trecea un pic de granița aia cu care eram noi obișnuiți. Numai că după ce am lansat albumul, cumva a început să sune telefonul în continuu. Și mergeam la concerte, știu eu, de 4, 5, 6 ori pe săptămână și evident nu cântam 7 zile de 8 ori, însă toată lumea cumva după concerte venea și ne întrebam: "Mă, da, pe aia nu cânteți? De ce n-ați cântat-o?" Și noi eram: "Dar de unde o știți? Că noi am pus-o ultima pe album, adică nu..." Și cred că eram la Alba Iulia când am decis să o cântăm și efectiv am rămas toți cu ochii căscați și cu gura căscată pentru că sala a explodat. Și ne-am dat seama atunci că piesa deja circula prin cluburi, mă rog, prin discoteci la vremea aia și era deja un mare hit. Wow!
Cam asta a fost povestea și da, sincer, cum se nasc hiturile, știi? E o piesă care ne-a ținut cumva pe piață, ca să zic așa, foarte multă vreme și cumva eram la un moment dat devenisem atât de frustrat că nu reușeam să găsim piesa care să o bată pe aia. Exact, cu care să terminăm concertele, știi? Tot timpul ne-o cereau tot pe aia. Și într-un final am reușit, dar exact pe finalul proiectului, cu piesa Atât de tare. Atunci începuseră să ne... fanii ne cereau piesa asta, știi? La final. Și era... hai că am reușit. Putem să ne dizolvăm. Da, cred că asta, uneori când ai un hit atât de puternic, e o șo presiune. Băi, trebuie să mai scot ceva care să fie măcar la fel de tare. Da, e dacă ciudat. Deși când îți propui chestia asta, îți ucide da, exact, creativitatea. Adică e bine să nu te gândești, să nu gândești lucrurile așa, dar nu prea ai cum de multe ori. Da, sunt artiști care nici nu mai cântă piesa aia. Nu mai știu, erau, cred că de la Trafca, care nu cântă niciodată aia cu Corabia Nebunilor, care toată lumea știe piesa aia, dar ei nu mai cântă în concert. Că gata, au epuizat-o. Sau uite, Mihail, care nu mai cântă Mă ucidea. Deși toată lumea pe aia o vrea, știi? Dar, na, e complicat cu muzica asta. Bun, păi de ce s-a încheiat proiectul demo? Deja pe final, fiecare din noi avea... Silviu se retrăsese, începuse cariera de medic. Eu, în paralel, deja lucram la un proiect de muzică electronică. Ana Maria își dorea să facă un alt gen de muzică. Deci, cumva, știi, nu mai exista anumitor la comun. Da, da, da. Dar... Na, eram în continuare super bun prieteni, suntem în continuare super bun prieteni. Na. Că e bine asta, că nu s-au, adică, știi, ne-am certat de la da, bani. Da, absolut, nu, chiar nu a fost cazul. Efectiv, nu ne mai regăseam în toată povestea aia, știi? Da, cred că asta e o lecție până la urmă pentru orice chestie. Bă, dacă nu mai simți că merge, let da. It go, știi? Oprește-o și pe urmă începe altceva, că nu înseamnă că dacă ceva se termină, e gata, e sfârșitul lumii. Mamă, păi și ce facem pe urmă? Absolut. Se leagă lucrurile pe urmă, mai ales dacă sunt oameni talentați, tot timpul apar alte oportunități. Cum s-a întâmplat da. Cu Deep Central pe urmă? Până la Deep Central am mai făcut un proiect, se numea Arizona, okay. Semnat la Roton. A, da, chiar am uitat să vă spunem, acum suntem în studio la Roton, că dacă tot lucrez aici, zis să profit de studio, că e liniște așa, așa. Deci, e liniște, că nu se lucrează. E după șase. După. Okay. Că o să-mi ofur pentru asta. Așa. Deci Arizona se numește. Arizona, un proiect și acum râd cu colegii la Roton. Cred că abia azi, dacă lansam câteva din piesele de acolo, s-ar fi potrivit, ar fi funcționat. Atunci era mult prea devreme. Foarte multe... un proiect de muzică house, dar na, un pic prea devreme. Pentru... Vorbim de 2007. Da, pe și oricum, la noi în România, în 2008-2009 a început curentul popcorn. Așa. În 2008 am lansat primul single cu Deep Central. Deja lucram împreună cu Doru în studio. A fost foarte natural să... Eu făceam piese sub numele Deep Central și în momentul în care am simțit nevoia să pun o voce pe piesele alea, a fost foarte la îndemână, Doru fiind deja acolo în studio, știi? Doru, care a fost în formația Bliss, exact, a participat la Popstars. Da. Păi cum v-ați întâlnit? Ne-am întâlnit prin 2006 sau 2007, nu mai știu exact. Aveam niște prieteni comuni. Eu căutam pe cineva cu care să lucrez la mine în studio. El, de asemenea, terminase o colaborare într-un alt studio și cumva căuta ceva nou. Și cam așa, am început să lucrăm, să facem compoziție, producție pentru alții, mai puțin pentru noi. Ce făceam eu cu proiectele astea era mai mult nebunia mea, fără să am niciun fel de țel de scop comercial sau știu eu. Nu, te exersai cum exact, învățai. Exact, exact. Și la un moment dat toți cei care veneau la noi în studio și adunasem între timp și câteva piese cu vocea lui Doru sub numele Deep Central și prietenii noștri îmi spuneau, băi, sunt chiar bune piesele, e păcat să nu faceți chiar un proiect din chestia asta. Așa că ne-am întâlnit cu un director de radio care întâmplător ne era amic, dar ne-am întâlnit mai mult să cerem un feedback, să vedem, știi, care e reacția lui. Și am plecat super surprinși de acolo pentru că i-au plăcut toate piesele și a zis să alegem noi, ceea ce nu prea se întâmpla la vremea aia. Să alegem noi single-ul pe vremea aia, ca să înțelegeți, nu numai că ți se cam indica single-ul, dar ți se cumva sugerau și niște modificări asupra piesei. Da, era normal, era puțină muzică românească pe radio la vremea aia și trebuia să fie la un anumit nivel.
poate nu toți producătorii erau așa extrem de experimentați la vremea. Da, da, da. Dar într-adevăr era foarte puțină muzică românească pe radio, dacă ți-amintești. Și am plecat de acolo foarte bucuroși, pentru că pur și simplu ni s-a spus că putem alege liniștiți oricare din piesele alea și are mari șanse să intre în heavy rotation. A doua zi ne-am dus la Universal Music, unde am bătut palma pentru un contract și a urmat, anul trecut s-au împlinit 10 ani de Deep Central. Deci 10 ani de 2008, da. Multe piese, câteva number one-uri, câteva colaborări faine, cu Xonia la început, tot așa o piesă care a fost number one în România în 2010, My Beautiful One. Da. Apoi cu Delia, cu Loredana, în anii trecuți. Da, în 2016 Delia cu Gura Ta a fost number one airplay. Exact, exact. Și tot așa number one-uri Ostea, Russian Girl, o piesă care iarăși a mers foarte bine și pe cluburi și în alte țări, în Rusia. Da, chiar că uite, cu Deep Central a urmat apoi succesul internațional, că ați avut foarte multe concerte și în afară. Așa e, Russian Girl am mers foarte bine în Rusia și inclusiv pe airplay. Cred că a prins top 20 airplay acolo, ceea ce e mare lucru, pentru că la momentul respectiv era o piață destul de închisă, extrem de mare, dar destul de închisă. Ulterior a devenit mai ușor de intrat acolo și mai ales pentru noi, pentru români, era ușor să faci ceva pe placul lor. Ca dovadă că foarte multe trupe românești au ajuns destul de mari acolo. Da, corect. Că, mă rog, ne asemănăm ca stil, da. Și poate ce vine din, nu știu, Anglia, Franța și așa, nu e neapărat pe... Exact, exact. Pe gustul rușilor. Exact. Sau la turci, sau... Exact. Tot așa. Că majoritatea artiștilor români care au succes în afară au în mare parte în zona de est și abia pe urmă un pic spre est. Că vorbim de o Germanie sau unde probabil în Germania, și pentru că sunt mai mulți imigranți, ca să zic așa, care sunt din zonele astea de est, știi? Corect. E posibil să fie și acolo. Turci, da. Da. Multe concerte în Rusia și apoi cam peste tot unde erau ruși. Am avut și un turneu în India la un moment dat. Na, Europa cam toată. Plus România. România, da, nu mai zic. Nu mai zic. Da, și Deep Central mai continuă. Sigur, nu? Sigur că mai da. Aveți, nu, da, nu s-a încheiat proiectul. Pregătim piese noi. Dar între timp a început și proiectul paralel, ca să zic așa. Da, simțeam nevoia de un proiect unde să îmi fac nebunia, dacă vrei, să fac ce îmi trece prin cap. Sună piesă din anii 2000, dar da, așa e. Într-un fel, în Deep Central deja aveți un stil, o anumită sigur, chestie să din care continuăm care un anumit sound. Exact, da. Așa că prin 2000, în 2016 cred că am început proiectul Manuel Riva. În 2015, în 2016 deja aveam al doilea sau al treilea release. 2015. Bă, da, în 2016 a apărut MHM. Sau nu știu, exact cum ai spus și tu, noi între noi îi spunem MHM. În mod normal ar trebui să îi spunem mhm, mhm. Mhm, mhm. Na. Dar până acolo deja avusesem câteva release-uri cu Hiptonix, încă o piesă cu NLE, câteva remixuri care n-au avut neapărat succesul nici, mainstream. Nici la MHM, ca să stabilim că așa îi spuneam, da? Nu ne-am așteptat și nici nu ne-am dorit ca piesa să intre pe radiouri, pe TV-uri. Am făcut piesa și evident că îmi plăcea foarte mult cum sună și îmi doream să fie un succes de cluburi, în primul rând. Ceea ce s-a și întâmplat, din cluburi a ajuns foarte sus în Shazam și evident din Shazam imediat pe radio. Toată lumea a aprobat. Bă, da. Dacă e ceva care e super căutat, înseamnă că e hit. Da. Shazam a cam devenit noul barometru. Barometru pentru, da. Și anul trecut ați lansat. Tot la, ca să încheiem cu MHM. Da, dar chiar da, că a ajuns în Billboard. Exact. Prima dată. Nu mai știu, cred că 24 un Billboard în Dance Club Charts. Da. Ceea ce este wow, adică ne-a luat un pic prin surprindere toată povestea. A avut și o nominalizare la MTV European Music Awards, da. 2016 sau 2017, nu mai știu care. Da, probabil tot 2016. Da. Nu contează, cred că și dacă spunem 2017 e același lucru. E același lucru, dacă tot același premii sunt. Probabil 2016. Așa, apoi au urmat câteva release-uri cu Misha Miller, cu Luis, cu Luiza de la Yellow. Ah, știu pe Luiza. Da, Luiza, cu care am colaborat foarte bine pe piesa Hey Now, o piesă care mie în continuare îmi place extrem de mult și îmi place
și vocea Luizei și am tot promis că repetăm. De fapt, noi am mai colaborat pe încă o piesă cu Luiza și cu Marius Onuc, dar mi-am tot propus să repet colaborările cu Luiza. Sper să găsim timp la un moment dat, pentru că am lucrat foarte bine împreună. Așa, și a urmat 2018, am lansat Miami, o piesă pe care o înregistraserăm în 2017. La tabăra Rotom, la care Rotom, am fost și exact. Eu. Exact. Acolo am înregistrat-o împreună cu Alexandra Stan. Piesa nu era la prima versiune, în sensul că eu mai înregistrasem cu încă vreo 7 voci. Wow, 7 voci? Și căutam cumva, știi, acel ceva. Când Alexandra a auzit piesa acolo, în timp ce înregistram cu altcineva, de fapt, că așa e povestea, i-a plăcut piesa, a vrut să încerce și ea. Când toată lumea a auzit cum sună, s-au dat toți la o parte și au zis, da, asta e, asta e vocea. A rămas Alexandra pe piesă, locul 10 în Billboard anul trecut. Da, tot așa, locul dance. 3 în Airplay Charts România anul trecut. Anul trecut, da. Și tot felul de alte charturi în diverse țări din Europa. Da, am fost foarte surprins când am văzut că a fost pe locul 3 Airplay în România. Și eu, adică nici măcar, adică, chiar râdeam pentru că nimeni nu și-a propus asta din nou. Da. Nimeni n-a făcut niciun cumva, nu știu, s-a întâmplat pe la spatele nostru, știi? S-a întâmplat fără să fim atenți. Adică nu ne-am așteptat, fiindcă nu că nu credeam în piesă sau Doamne ferește, dar nu ne-am propus asta, știi? Da, nu, da, ne-am, da, concentrat pe asta, ne-am concentrat pe total alte chestii și uite că totuși s-a întâmplat. Și bonus a fost și imnul de la Never Seen. Aia cred că a fost, aia mie mi se pare cea mai faină chestie, pentru că na, faptul că cumva le-a plăcut foarte mult băieților de acolo a fost un alt fel de validare, știi? Da. Și s-a și potrivit. Da, da, da. Alexandra și fiind și din Constanța și na, s-au legat, da, mai multe lucruri. Și au fost atâtea momente acolo la festival când ai văzut cu focurile de artificii și cu imnul. Da. Erau niște momente în care mie chiar mi se făcea pielea de găină. Am prins pe Alexandra, tot așa băgaseră piesa și auzit-o, eram pe acolo prin spate și păcă, ieșit, a dansat pe acolo. Asta nebunie. Apropo de festivaluri, de Never See și Untold, ai fost pe main stage. Cum este să pui muzică pe main stage la un festival atât de mare? Adică, mă rog, presupun că ai mai fost pe la alte festivaluri. Da. Dar cred că în România încă sunt emoționat, mai ales la, în special la Untold. Untold e și, sincer, festivalul meu de suflet. Am fost acolo la toate edițiile și am și pus muzica la toate edițiile. Și în afară de faptul că am fost în festival să pun muzică, de fiecare dată, la fiecare ediție, am și stat în toate cele 4 zile. Asta e foarte mișto că poți să... Pentru că, adică, întotdeauna când se anunță calendarul Untold, Cristi, managerul meu, știe că trebuie să bifeze weekendul ăla să-l pună cu X. Pentru că rămânem acolo la Cluj, fiindcă sunt atât de lucruri faine de văzut. E o atmosferă pe care eu, sincer, în România n-am mai văzut-o și îmi doresc foarte mult să o văd tot mai des. E superb faptul că au apărut multe festivaluri și cumva a crescut nivelul, dar ce se întâmplă acolo la Cluj e la un nivel atât de sus, da, încât sunt convins că e foarte greu și pentru celelalte festivaluri, dar cred că se poate, adică... Cred că e greu și pentru ei. E greu și pentru ei de la an la an și cred că se miră și ei de la an la an că reușesc să fie, da, mai buni. Am fost un pic sceptic la prima ediție, că n-am auzit că ok, fac un festival în oraș, ce e asta? Eu mergeam la Siget Festival, știi, ești, te deconectezi, nu? Ai plecat de la festival cu tramvaiul, da, acasă. Și după prima ediție am rămas, băi, jos pălăria. Se poate. O organizare. E atât de ofertant locul ăla. Și stadionul ăla, aia, stadionul, da, nu, e este super, tot ce... Se vede că foarte mulți artiști care vin rămân uimiți de atmosfera care este la Untold. Da. Adică nu e doar că, ok, suntem noi români și uite ce festival. Nu, dar și păi vezi că nu e bullshit, știi, că uite că e cel mai frumos e aici la voi. Dar, da. Și asta cred că cel mai bine se vede la Armin van Buuren, care merge peste tot, are rezidență în Ibița, cântă la bagă la Tomorrowland în fiecare an. Bă, dar tot Untold e cel mai mult, îi place cel mai mult, adică da, e... Cumva ce e foarte fain acolo e, dincolo de loc, de organizare, de toate astea, publicul e foarte fresh, foarte efervescent. Da, pentru că românii au dus lipsă de așa ceva. Exact. Și când, și da, de când a apărut Untold-ul, a început să fie, să lumea să-și dorească să meargă la festivaluri. Adică, da, am avut festivaluri în România. A fost Peninsula, care a fost 10 ani de zile, a fost Best Fest-ul, începuse în 2013 pe Electric Castle. Ușor, ușor am început să avem festivaluri, dar
cred că declicul și acolo să fie trecut, da, la modă, ca să zic așa, să mergi la festival și pe urmă să faci un festival, uh-huh, s-a întâmplat după Untold, când a fost, într-adevăr, că a fost un festival mare, major festival, cu nume mari, care nu mai fuseseră până atunci în România, sau, mă rog, David Guetta fusese, dar a venit Avicii, a venit Dimitri Vegas, Armin, care a stat atunci, trei ore atunci, da, doar trei ore a stat atunci în plus. Era altceva. Și pe urmă să vezi că a fost și a primit și Best Major Festival la Festival Awards și tot așa, s-a schimbat foarte mult mindset-ul oamenilor și când le dai ceva mișto, evident că o să vrea din ce în ce mai mult și să bucură să fie acolo. Adică, cred că pentru mulți Untold e the ultimate experience în anul respectiv pentru fiecare. Și, pentru mine la fel, îți dai seama. Da, și pentru artiști cred că e la fel. Sunt niște emoții super mari pe scena aia. E ceva acolo, e ceva magic. Chiar e ceva magic. Emoții sunt peste tot. E normal, e și bine să fie așa, că altfel ar fi sec totul. Dar acolo, pe scena aia, e ceva. Adică dacă eu, de exemplu, uite și anul trecut, abia după mi-am dat seama că tu ai fost pe scenă lângă mine. Da, exact. Eram atât de erai concentrat transpus acolo, da, în altă lume, încât nu n-am sesizat. Și, na, tu pui de obicei la început, până se adună lumea. Da, cred, dai seama că acolo când deja mori. Când vezi stadionul la plin, da, așa. Încep și mori. Păi și prin afară, pe la ce festivaluri mișto ai pus muzică? Am pus aici, în Nest, ca să fiu, da, sincer. Ucraina, Bulgaria, Cipru, Turcia, Republica Moldova, anul ăsta o să avem Grecia, spun că o să avem așa din reflex. Încet, încet încercăm să mergem mai ne spre mutăm vest, un pic. Așa. Da, da, da. Nu e ușor, dar faptul că, uite, începem acum cu release-urile, să le scoatem și în țări vestice, e un prim pas. E vreun festival care ți-a plăcut așa mult din zonele astea? Adică nu știu cum sunt festivalurile. Sincer, m-a marcat foarte tare chiar la Chișinău, Color Fest, unde am pus împreună cu Fed Legrand și Ferec Dom. Acolo l-am cunoscut pe Fed Legrand. A fost un public total nebun. A fost foarte mișto atmosfera. Cred că și la ei aceeași chestie. Exact. E foamea exact, aia exact. De... Unde mai pui că era și Color Fest, cu praf, culori, da, da, așa. Da. Arăta într-un fel toată povestea. Și asta mi-a rămas foarte plăcut întipărit în minte. În Bulgaria iarăși am prins niște festivaluri un pic mai underground, mai techno, mai deep tech, mai un pic altfel, dar la fel de pe gustul meu. Dar așa cum ai spus și tu, după Untold e greu să... Da. Să poate adică, doar când o să pui la Tomorrowland, atunci poate, da, să fie. Să știi că și acolo e discutabil, pentru că anul trecut la Untold l-am invitat pe un prieten al meu de la, care lucrează la Armada, la Cloud9. A venit cu noi la festival, la Untold. Jobul lui ăsta e, el merge la toate festivalurile. Da, da, da. Efectiv, aproape săptămânal e la un festival. Și a rămas super plăcut surprins. Știa de la Armin de toată atmosfera și toată povestea din jurul festivalului, dar alta e să o trăiești, știi, da, pe viu acolo. Și i-a plăcut la nebunie. A zis că e peste, între noi fie vorba, peste Tomorrowland. Sincer și mie, mi se pare. Am fost la Tomorrowland, am fost în 2016. Îmi doream foarte mult și, mă rog, s-au aliniat planetele și am ajuns, ba chiar am fost plătit să mă duc la Tomorrowland. Te vezi ce festival slab, da, ei deja te plătesc să mergi. Și, da, mi-a plăcut. E foarte tare ca instalații, ca decorații și așa. Dar până la urmă tot atmosfera aia de pe stadionul ăla, de pe Cluj Arena, când vezi tot stadionul, mai ales la Dimitri Vegas și la Mike, cred că aia e imaginea aia, când zic fac aia, to the left, to the left, to the right, to the right, și vezi tot stadionul care se mișcă așa, pulsează așa, că e, da, incredibil. E frumos și la Tomorrowland, nu zic nu, dar mă ferește. Bravo, felicitări, ține-ți-o tot așa. Mai aveți până ne ajunge. Da, are și Untold-ul și se vede din reacția pe care o au artiștii care, da, care vin. Cum au fost anul trecut de la Black Eyed Peas, care au cântat două piese și deja the best festival in the world. Da, nu, toată lumea se conectează într-un fel aparte, așa, acolo. Thank you.
Salutare din nou, iată-ne la jumătatea episodului de astăzi, în care profit de această pauză pentru a vă prezenta un pic de context în ceea ce privește interviurile pe care le-am realizat până acum. Asta mai ales acum la început, când deja am câteva episoade înregistrate încă din 2018 și pe care urmează să le ascultați în curând. Discuția cu George am avut-o fix acum un an, la începutul lui 2019, tocmai de-aia poate unele din date s-ar putea să vă dea un pic cu virgulă, iar dacă în prima parte am făcut o scurtă recapitulare a proiectelor prin care a trecut George, în cea de-a doua o să trecem la lucruri un pic mai tehnice, de la modul în care se creează o piesă, la cum e să lucrezi cu cei de la Armada, cum balancezi viața de artist cu familia și, evident, câteva sfaturi pentru producătorii aflați la început de drum. Până trecem însă la repriza a doua, aș vrea să vă anunț că tot astăzi am lansat și primul episod în limba engleză din podcast cu Marcus Schulz și că începând de săptămâna viitoare o să alternez episoadele în limba română cu cele în limba engleză, astfel că cel puțin vreo două luni de acum încolo o să aveți ce asculta, pentru că am înregistrat deja vreo 9 episoade din podcast. Această pauză are rolul de a fi și momentul sponsorului. Mă rog, momentan nu avem sponsor pentru acest proiect, dar dacă vreți să susțineți și să mă ajutați să-mi recuperez măcar banii pe scule, știți unde să mă găsiți. Până fac însă rost de sponsor, o să profit de ocazie și o să vă recomand să susțineți câteva cauze speciale, iar în episodul de astăzi o să vă recomand să trimiteți SMS cu textul Zâmbet sau Zâmbet, mă rog, Zâmbet, fără diacritice, la 8835 pentru a susține Asociația Taxiul cu Bomboane. Roman Ion Cristian, împreună cu gașca lui de voluntari, merg săptămânal prin spitalele de pediatrie din București și fac tot soiul de activități distractive menite să-i bucure pe copii, să-i distragă cumva de la problemele de sănătate pe care le au. Vă invit să descoperiți proiectele lor pe taxiulcubomboane.ro și, evident, să-i susțineți în demersul lor. Nu uitați, SMS cu textul Zâmbet la 8835. Până să revenim la discuție, trebuie să-i mulțumesc totuși lui Lucian de la Vlog Tehnica pentru microfonul cu care am înregistrat episodul de astăzi și dacă sunteți în căutare de review-uri tehnice pe bune, vă recomand canalul lor de YouTube, Vlog Tehnica. Haideți să ne întoarcem acum în backstage cu George Călin. Te întreb ceva. Ce artiști te inspiră pe tine? Sau, mă rog, ce muzică mai asculți tu acum? Foarte greu să-ți răspund la întrebarea asta, pentru că nu că nu am timp. Aș fi cel mai mare mincinos să spun că nu am timp. Am timp să fac absolut orice și asta mă bucură cel mai tare. Faptul că, cred că acum 10 ani aș fi spus că nu am timp, dar între timp am devenit atât de bine organizat și am învățat să spun nu la atât de multe chestii care îmi distrăgeau atenția, încât am timp să fac absolut orice. Am hobby-uri, îmi ocup timpul cu tot felul de chestii. Când vine vorba de ascultat muzică, însă, pun efectiv, dau drumul random pe Spotify la ceva, de obicei ceva foarte chill, mai ales dacă sunt și cu copiii pe lângă mine, funcționează. Mai și adorm fetele, dar cred că a trecut ceva timp de când efectiv căutam un artist. Sigur, am idolii mei, dacă vrei, Axwell, pe care îl urmăresc în continuu, știu eu, Deadmau5, știi, ăștia geeky de studio, așa, de la care, na, e normal, mă inspir din punct de vedere tehnic și așa mai departe. Cu ei am crescut, dacă vrei, dar e greu. În secunda asta, parcă mi-e dor să fiu fanul cuiva. N-am să uit că în liceu aveam camera plină cu postere cu Metallica, în special cu Kirk Hammett, chitaristul. Mi-e dor cumva de vremurile alea. Îmi lipsește, știi, disperarea cu care căutai informații despre artist, noutăți, mai ales cu Metallica, când au apărut, la un dat niște piese demo înregistrate efectiv înainte de release. Am leșinat, am zdrobit banda aia de câte ori am pleiat-o. Era farmecul ăla, că ascultai o chestie neoficială, era ceva, practic era Instagram-ul de azi, era Instastory-ul, știi? Când vedeai... Da, era ceva ce nu era oficial, era ceva ce ți-a ajunseze pe sub mână, nu era pentru toată lumea, mamă, era perfect. Păi și o să mergi acum la Metallica, la concert? Am deja bilet. Evident, da. N-avei. Da, o să merg. I-am mai văzut în concert, recunosc, când a fost prima oară în România, nu mai știu dacă 97 sau 97, 98. Sau nu, cred că 98 mai degrabă, până 98, mai fost corect. În 2008. Și încă o dată au mai fost. În 2010 și acum... Da, deci în
98 sau 99, nu mai, mă rog, perioada aia, nu... Atunci, mă rog, am fost. Am plecat de acolo cu un mare gol în stomac, pentru că, efectiv, bifasem una din chestiile majore pe care o aveam pe listă, știi? Și eram, și acum ce? Da, așa mă simt eu. Anul trecut mi-am bifat și ultima trupă de pe bucket list. Na, vezi? Și eram, bă, ok, și acum ce fac? Ok, îmbătrânim. Da, îmbătrânim, am bifat și asta. Și aveam, am avut vreo, cred că vreo 15 trupe, știi? Artiști pe care voiam să-i văd. Și am văzut și spăsna patrol ultima și eram, bă, ok, și acum și m-am început să fac încă una nouă. Da, asta ok, hai să bag pe 21 Pilots, că i-am tot ascultat în ultima vreme. Ok, am văzut acum, am văzut recent concertul lui Taylor Swift de în turneu Reputation, că l-au pus pe Netflix și când am văzut ce producție nebunie a avut. Ok, hai și pe Taylor Swift. Nu știu eu toate piesele, bă, dar ce producție au oamenii acolo. Și așa poate ar mai fi de adăugat pe listă. Nice. Neapărat de revăzut Metallica și mi-am luat bilet. Eu cred că am devenit mai fan Metallica după ce am văzut live. Până atunci știam, ok, One, Nothing Else Matters și încă una și, mă rog, Enter Sandman și, pe urmă, na, văzându-i live și altfel simți piesele. Mie asta mi-a plăcut foarte mult să merg la concert, pentru că îmi place foarte mult muzica live. Și atmosfera și oamenii care sunt acolo și când cânți cu toată lumea. Și... Da, uite, ăsta e unul din motivele pentru care nu-mi place să mă uit la un concert pe TV sau pe net, pentru că e atât de mare diferența între energia pe care o simți acolo, în fața, pe scenă sau în fața scenei, ca și spectator, da, și ceea ce vezi la TV sau la, știu eu... Da, pe de altă parte, sigur, ai altă perspectivă asupra concertului, analizezi, că vezi de mai multe unghiuri, că așa tu ești critic acolo, fie că ești, dar, în primul rând, ai un singur unghi, ești într-un singur rând, nu poți să te plimbi foarte mult. E ca la când mergi la meci la fotbal și te cauți... Unde văd reloarea? Da, uite, mi-mi place să merg să văd concerte la cinema, că măcar edita mai ecranul, se aude mișto. Și am văzut Muse, am văzut în 2014, am văzut, cred că a avut ei un turneu live pe stadionul din Roma și am zis, mamă, ăsta e cel mai tare concert la care n-am fost. Păi am zis, gata, ok, Muse, trebuie să-i văd live. Și anul următor m-am dus băie și am văzut. Cum se naște o melodie? Pe mine m-a fascinat tot timpul treaba asta. Ok, acum lucrând și într-o casă de discuri, am fost mai aproape așa de cum se creează o piesă și cum iau naștere, da? Și cum ascult o piesă și până mă încerc să mă duc înapoi, să-mi dau seama cum s-au lipit toate treaba. Piesele cum a venit, de puzzle. Cine a venit ăla de a înregistrat? Unde a înregistrat piesa aia? Aveau ăștia de la Coldplay, au avut tot așa, au lansat un documentar și aveau piesa cu Beyoncé pe care am înregistrat-o în dormitorul lui fisul lui Chris Martin. Și eram, stai, ce? Cum? Da, acolo? E atât de fain faptul că nu mai depinzi de un studio imens, dotat cu milioane de, cu scule de milioane de dolari. Poți să faci un hit în dormitor, în baie, unde vrei tu. Cred că ăsta e marele câștig al tehnologiei ăsteia moderne, știi? S-a democratizat cumva muzica. Da, de fapt e valabil pentru orice domeniu. Da, că acum e că totul mult mai accesibil. Poate unii consideră că s-au devalorizat niște chestii, dar eu cred că e mai cinstit așa. Da. Ca toată lumea să aibă acces la orice, să poți alege liber vis-a-vis de piese, poți face o piesă să sune perfect în baie, în bucătărie, în dormitor, la hotel, oriunde. Nu mai depinzi de studiourile alea imense. E super așa. O piesă se naște, știu eu, în felurite moduri. Nu știu, îți vine un ritm așa. De obicei, când lucrez și de cele mai multe ori plec, știu eu, de la un synth, de la niște acorduri, de la o chitară, poate, sau efectiv îmi vine o idee de linie melodică, o înregistrez în telefon și plecăm de acolo. Repet, nu e o regulă, o rețetă, dar de cele mai multe ori, știu eu, fie un synth, fie o chitară, câteva acorduri și începe să se construiască de acolo piesa. Am avut șansa să lucrez anul trecut cu foarte mulți writeri internaționali care au scris niște super hituri și am fost foarte plăcut surprins să văd că și la ele sunt același proces, facem aceeași lumea, chestie, da. Adică nu e nimic diferit. Însă ce e foarte fain când e că ei știu cu cine să
te pun în cameră, în studio, știi? Adică am fost la foarte multe sesiuni în fiecare zi cu alți oameni pe care atunci îi cunoșteam pentru prima oară și de cele mai multe ori plecam de acolo cu o piesă foarte bună. Pentru că oamenii ăștia știu să organizeze sesiuni și tabere, știi? Măcar, chiar dacă nu ai chef de nimic în ziua aia, pentru că se poate întâmpla și așa, da. Stând lângă niște oameni, e de ajuns ca unul din cameră să fie foarte inspirat și de acolo se leagă foarte ușor ping-pongul ăsta de idei și se naște ceva. Da, mai ales când sunt mulți talentați care au tot scris și au experiență și ei au o experiență și au o lejeritate cu care scriu. Până la urmă e un job pe care trebuie să ți-l iei în serios. Unii din ei chiar scriu 8 ore pe zi, efectiv, asta fac. Pauză de 10 minute odată la 2 ore și în rest scriu. Ăsta e jobul lor, 8 ore pe zi. Adică nu e o chestie foarte boemă, hai că n-am chef azi, ne vedem luna viitoare. Nu, e o chestie serioasă. Și scriu oamenii acolo. Da, nu trebuie să iasă toate piesele alea, dar cu cât scrii mai mult, cu atât ai șanse mai mari să găsești acolo un material chiar de calitate. Nu există momente în care te atașezi de o piesă atât de mult încât... Da. Adică mă gândesc eu, uite, dacă m-aș apuca acum să fac o piesă, pe piesa aia, Doamne, aș iubi piesa aia, prima piesă pe care ar face-o, trebuie să o lansez, trebuie să fac ceva cu ea. Da, și pe urmă, dacă zice unul că nu e bună, da, am muncit o grămadă la asta, acum ce fac, o las baltă, nu? Uite, întâlnesc foarte des chestia asta, în special la producătorii sau writerii foarte tineri. E o chestie pe care o făceam și eu și mi-a luat foarte mult timp să mă dezobișnuiesc. De exemplu, primesc foarte multe mesaje pe Facebook, pe mail, pe Instagram, cu diverse producții, producători tineri, compozitori care îmi trimit fie pentru review, fie pentru colaborări și așa mai departe. Și de multe ori, de cele mai multe ori, se cramponează în piesa aia și revin cu ea și după 2 luni, și după 3 luni, și după 4 luni, am mai modificat un pic ce zice acum. Și cumva încerc să le explic că poate era mai bine să o lase deoparte și să facă alte idei, adică în 2 luni deja ar fi trebuit să scrii, știu eu... Încă 3 piese. Încă, da, exact. Măcar. Dar exact cum ai spus și tu, te atașezi foarte mult de ideea aia, ți se pare că este piesa care va schimba lumea, va revoluționa totul și nu te lași mor cu ea de gât. De cele mai multe ori moare ea cu tine de gât, dar na, așa e, se întâmplă chestia asta. Dar uite, cum îți povesteam, cei de afară lucrează mult mai lejer, scriu volum foarte mare. Sigur, totul la nivel foarte... Adică, da. Cred că deja fiecare are cumva o autocenzură și foarte greu, știi, să mai strecoară pe acolo niște idei mai slabe. Pe de altă parte, cine știe ce e aia o idee slabă? Pentru corect, că... da, când muzica până la urmă e subiectivă treaba. Exact. Și mai mult decât atât, poate ceva ce ți se pare slab azi, ți se va părea genial peste o săptămână sau peste o lună sau peste un an. S-a întâmplat, mi s-a întâmplat și mie și s-a întâmplat, știu, foarte multe cazuri de genul ăsta. Inclusiv eu am lansat piese după 3 ani, timp în care nu mi s-au părut grozave, dar după 3 ani am zis, wow, e momentul pentru asta, uite ce piesă minunată, cum de a stat aici. Am observat la tine că uneori ești așa un pic ahead of time, știi? Și ai, cred că simți un pic curentul de cum ar merge, nu știu dacă e intenționat sau... Nu, știu, nu mă gândesc la... De multe ori nu... Sau nu o faci conștient. Da, nu le gândesc atât de mult, cum pare din ce spui tu. pur și simplu, cred că am avut norocul ca în câteva rânduri să fiu, știu, la începutul unui trend, la începutul unui curent, dar de cele mai multe ori, piesele pe care le lansez au ceva timp deja, adică, uite, Miami avea deja 3 ani. Avea 3 ani când am lansat-o. La fel și la Deep Central, câteva din piese au avut 2-3 ani înainte de a fi lansate. Adică e mișto dintr-un punct de vedere, fiindcă te gândești, wow, piesa asta chiar a fost făcută acum 3 ani. Adică gândește că Miami ar fi ieșit în 2015, n-avea nicio șansă. Da, chiar că n-avea nicio șansă. Cred că s-ar fi uitat toată lumea și a zis, ce este porcăria aceasta? Nu, da. Că n-au zis și așa. Da, uite, cum... Adică, predeosebire de ce alte piese românești am avut pe radio anul trecut, Miami a fost diferită. Adică n-a fost pe stilul Irina Rimes, pe cea lansat de Elia, Smiley, Carlos Dreams, era total diferită, da? Da, adică putea trece ca nefiind o piesă românească. Ceea ce, mă rog, nici alte cei pe care i-ai enumerat nu
au un sound bun, zic eu, chiar foarte bun. Da, nu, n-am zis-o... Dar au într-adevăr o... E un alt stil, alt... Da. Și ca versuri, și ca... Mie anul trecut mi s-au părut toate piesele foarte triste. Așa, cam așa a fost trendul. A fost o toamnă continuă. E de mult chestii. Într-adevăr, s-a întristat rău de la o vreme. Toată lumea s-a întristat. Adică mi-e dor de alea cu... La stânga femei, la dreapta femei, știi? Hai să ne mai bucurăm un pic de viață. Ieșiți la vot întâi. După aia ieșim din tristețe. E posibil că așa stă și lumea. Oamenilor le plac piesele astea mai triste pentru că se regăsesc în ele. Da. Un sfat pentru producătorii tineri sau la început de drum ar fi să scrie în continuu. Să scrie și foarte important, la început zic eu că autocenzura asta e un pic dăunătoare. Ulterior, când capeți un pic de experiență, e bună. Te ajută să separi un pic ideile bune de alea mai puțin bune. Eu cred că idei proaste nu există în artă, în creație. Mm-hmm. Adică, și repet, ceea ce astăzi nu-ți place s-ar putea să-ți placă peste un an, doi ani, trei ani. Foarte rar dau delete unui proiect. Și de multe ori, efectiv, le redeschid și trec prin ele și mi s-a întâmplat să găsesc chestii chiar interesante de care uitasem complet. Dar la început, cred că e important să te cenzurezi cât mai puțin, să creezi cât mai mult ca să capeți experiență și să nu-ți fie teamă să dai greș. Să nu-ți fie teamă să faci ceva care poate ți se pare penibil în momentul ăla, dar s-ar putea să nu fie. Și s-ar putea să fie chiar hit-ul exact. Ăla pe care... Și cred că cele mai mari piese de pe planeta asta au început prin a părea niște piese penibile. Mm-hmm. Și chiar de curând, că tot a fost la modă povestea cu Queen și cu Bohemian Rhapsody, citeam niște povești din vremea aia, inclusiv Elton John, am înțeles că ar fi spus, băi, ce e cu porcăria asta? Galileo, da, ce e asta? Băgați-vă mințile în cap. Și iată ce piesă a fost de fapt. Adică, știi, cred că de cele mai multe ori teama asta de penibil e mai dăunătoare decât ar trebui să fie. Da, că până la urmă nu știi cum reacționează oamenii. Adică foarte mulți privim, adică toată lumea privește piesele pe care le aude din perspectiva proprie. Adică îți place o piesă pentru că îți dă o stare anume, te regăsești poate în versuri sau îți aduce aminte de un moment din viața ta. Și cred că de asta foarte multă lume e nostalgică după, nu știu, piesele pe care le ascultau în liceu sau artiștii pe care le... Pentru că în liceu aveai cel mai mult timp să asculti muzică. Corect. Și da, acum nu se mai face muzică ca pe vremea aia. Dar, de fapt, nu te mai regăsești tu în muzica care se face acum. Da. Ce alte sfaturi ai da unui producător la început de drum? Sper să ne asculte și oameni care sunt interesați de cum funcționează lumea asta muzicii. Nu mă pricep la sfaturi. De ce să... Adică aș vrea să stabilim asta de la bun început. Dar, cumva, încerc să-mi dau seama ce mi-ar fi plăcut să aud eu când eram la început. Și asta, cred că asta cu să nu îți fie teamă să dai greș, să nu-ți fie teamă să faci lucruri ieșite din comun. Asta mi se pare cel mai... Adică mi-ar fi plăcut ca cineva să stea cu bățul efectiv și să-mi dea peste mână, peste... peste mouse acolo. Da. Măi, pui mâna și muncești. Da, asta odată. Din punct de vedere tehnic, nu prea mai sunt secrete. Există YouTube, există tutoriale de toate felurile și cred că trebuie doar să vrei și ai materiale să înveți tot felul de chestii. Uite, ca o paranteză, m-a apucat așa de fotografie fix ca un hobby și o chestie să-mi umplu acolo un pic de timp seara în special. Și am început să mă joc și în Photoshop și în toate astea și e incredibil cât de repede poți să înveți cu informația pe care o ai la îndemână. E la fel și în muzică. E totul acolo, e totul la o căutare distanță. A, păi și eu am învățat să editez video uitându-mă la tutoriale. Adică înveți cum să faci aia, cum să faci aia. Noi am început, adică eu cel puțin partea de muzică, început-o the hard way. Trebuia să... Să-ți printezi manualul de la... Exact, chiar să citești. Păi câte manuale de softuri am mai citit de atunci? Niciunul. Păi acum, da, te uiți, când toată lumea face unboxing, așa e ceasta asta, cartea, te intri și aruncă, nu citește nimeni. E ca aia cu, ai citit termenii și condițiile, check, așa, aia cartea. În afară de asta, cred că
e iarăși foarte important să se formeze o comunitate, o gașcă de oameni cu pasiuni comune, cu idei comune, care să se ajute unul pe altul. E foarte important. E o chestie pe care o vezi destul de rar și eu am crescut întâlnind-o destul de rar, dar când am început să merg pe afară, am rămas uimit să văd că toți oamenii ăia se ajută unul pe altul. Le pasă unul de celălalt. Și probabil se și bucură unul de succesul celuilalt. Este, adică da, nu e fenomenal, pentru că până la urmă așa au și evoluat și de aia ne uităm la ei și îi vedem că sunt înaintea noastră. De asta sunt înaintea noastră. Pentru că se ajută unul pe altul, nu-și pun piedică. Din păcate, eu sunt, mă consider norocos și sunt înconjurat de oameni foarte faini, de la care tot timpul am primit ajutor când am avut nevoie, am oferit la rândul meu, dar am auzit, din păcate, am simțit și pe pielea mea o groază de povești mai puțin fericite și cred că asta ucide evoluția. E important să se, cum spuneam, să se formeze o comunitate, dacă în cazul producătorilor de muzică, să se adune o gașcă de oameni tineri care să facă asta împreună, ar fi superb. Ar însemna atât de mult, s-ar ridica atât de mult, știi, domeniul ăsta. Să nu se gândească la procente, la asta. Asta e iarăși încă un sfat. Toți oamenii pe care i-am cunoscut eu, care au pus partea financiară înaintea muncii, au căzut în cap. Eu, de exemplu, întotdeauna ultimul lucru la care m-am gândit au fost banii. În momentul ăla te concentrezi mai mult pe ce ai de făcut, pe muncă, pe calitate și banii vin de la sine. Da. Chiar vin. Că dacă dar pornești cu ideea, dacă începi, să fac asta, că da, vreau atât, dar unde, când primim, când încasăm, dar de ce nu încasăm, dar ce ai făcut? Păi n-am avut timp să fac, am întrebat când încasăm. Sigur, e importantă și partea materială, dar nu trebuie să fie ăla neapărat focusul. Că până la urmă e vorba de pasiune, că ar trebui să faci muzică, că despre asta vorbim, să faci din pasiune, pentru că îți place să faci treaba asta, indiferent că o să câștigi 2000 de euro sau 2 milioane de euro. Cred că de asta, perioada aia din liceu, dacă ți-amintești, pentru mulți dintre noi a fost cea mai faină perioadă, fiindcă făceam lucrurile din 100% pasiune. Da. Și se adunau atunci și se creau atât de niște chestii atât de mișto și atât de creative și de ieșite din comun și de plăcute și de frumoase. Pentru mine, în continuare, foarte multe amintiri foarte valoroase vin din perioada aia. Exact din motivul ăsta, că totul era din pură pasiune, din pură... Da. Și acum sunt norocos să fac ceea ce îmi place, sunt norocos să până la urmă sunt norocos să-mi întrețin familia făcând ceea ce mi-a plăcut să fac toată viața. Da, corect. Nu fac niciun compromis, nu fac nimic de care să-mi fie jenă. Dimpotrivă, mă trezesc dimineața și fac ceea ce mi-a plăcut tot timpul să fac, muzică. Chiar așa, cum reușești să împarți viața familială, familială cu muzica? Că presupun că ești destul de mult plecat de acasă. Am noroc să am o familie unită, dacă vrei. O familie foarte faină. Soția mă ajută foarte mult. Când sunt plecat, fetele se distrează. Cred că se distrează mai mult decât atunci când sunt eu. Na, când sunt acasă, sigur, am și eu obligațiile mele. Petrec foarte mult timp cu fetele. Am învățat să elimin lucrurile care îmi distrăgeau atenția de la ce e important. Fac doar ce e important, doar ce îmi place, puține lucruri. E foarte greu să înveți să spui nu. E foarte greu să... Nu? Da, dar cred că toți am trecut prin asta. Da, poate suntem o tipologie de oameni care trecem prin treaba asta. Că vrei să ajuți? Hai, chestii care îți ocupă timp și îți distrag atenția de la ce e important, dar care sunt total... Ar trebui să fie total în afara focusului tău. Da. Și atunci, mai ales când la un moment dat vrei să ai timp să faci, știu eu, și familie, și job, să ai și un hobby, să și călătorești, să te și relaxezi, mai vezi și un film, atunci chiar e important să fii selectiv. Da, să-ți organizezi mai bine timpul. Da. Despre asta e vorba până la urmă. Mai întreb o chestie și cred că încheiem, că deja vorbim de foarte mult timp. În primul rând, ai compus vreo piesă de care noi nu știm că a fost compusă de tine? Nu știu, care a ajuns departe? Dacă vorbești de ghost producing? Da, ceva de genul. Nu.
În general, ok, nu mi-ar fi rușine să fac chestia asta, dar n-aș face-o pentru că, exact cum spuneam, mi-ar ocupa timp. De obicei, asta e o chestie pe care o fac foarte mulți produceri și atât. Eu petrec mult timp ca DJ, sunt producer, dar în același timp îmi place să și exersez ca DJ, să mă joc seara la platane. Atunci când scriu o piesă, dacă îmi place foarte mult piesa, apoi mor cu ea de gât că vreau și eu să fiu pe ea ca artist. Na, doar dacă într-adevăr, să zicem, nu mi se potrivește genul și atunci, dar vor fi câteva piese care se vor lansa anul ăsta, okay, internaționale, dar nici de cum unele pe care să nu apară numele meu, adică okay. Într-adevăr, e o practică destul de comună. Da, păi, nu știu, Psia a compus pentru Brianna, pentru Beyoncé și lumea a aflat. Da, mulți din soliștii ăștia mari au început ca writeri în tabere pentru artiștii mari. Foarte mulți din ei. Și e o practică constantă. A început și la noi să se organizeze felul ăsta de tabere. Sunt foarte faine pentru că se pun cap la cap niște minți cu experiențe diferite, da, cu vibe-uri diferite și de multe ori ies chiar niște piese faine. Eu de altfel am și lansat, ok, Miami nu n-a fost scrisă în camp la Rotonda, a fost trasă acolo, dar lansasem înainte cu Misha Miller Sacred Touch, făcută tot în tabără la Roton. Și anul ăsta iarăși o să iasă niște piese făcute acolo. În tabăra de anul trecut? Da, și tot așa, adică se întâmplă, se adună niște materiale interesante și ai ocazia să lucrezi cu tot felul de oameni. Am avut șansa anul trecut în Amsterdam să lucrez cu niște oameni care au scris niște super hituri, efectiv. Din nou, luna viitoare mă văd la Londra cu o parte din ei. Sunt niște tot oameni... așa la o sesiune, da, de exact, creație. De data asta e o chestie pe care am stârnit-o chiar eu. I-am contactat și am stabilit sesiunea asta pentru că deja lucraserăm împreună, oamenii au fost super receptivi și s-a lipit foarte repede toată sesiunea. Cum e în Amsterdam acolo să crezi cu oamenii ăștia? Adică, presupun că e fain și pentru tine ca e super artist. Fain. E super, adică okay, mi se pare mie ca fan foarte tare să fii acolo. Da, e super. Asta vară am stat 2 săptămâni la un moment dat acolo, aproape zilnic sesiuni. Mergeam pe jos până la studio doar așa ca să-mi pun ideile în ordine și să mă încarc cu energia aia de acolo. Sesiunile sunt fantastice pentru că am avut ocazia să întâlnesc pe Emi Perez, cu care am lucrat o groază de piese și cu care am să și lansez vreo 2 anul ăsta, cu care am avut chiar o chimie specială. Am lucrat cu Kelly Lee, pe care sigur o știi de pe piesa lui Duc Dumont, îmi scapă denumirea. Da, cred că știu, da. O voce huge, o voce mare de tot. Da, pe Ocean, nu? Nu, înainte. Cel mai mare hit al lui. Da, mă rog. Mulți artiști chiar mari. Da, foarte mulți. Adică niște nume, niște oameni care au scris niște piese huge. Și, na, am adunat în felul ăsta o groază de material. O parte o să le lansez ca piesele mele anul ăsta, câte avem timp, da, așa. O parte, probabil, în viitor, deși în permanență adunăm piese noi. Peste 3 ani, știi? Când o să se potrivească. Da. O parte iarăși se vor lansa vor fi lansate de către alți artiști de la Armada și așa mai departe. Da, foarte tare. Îmi pare tare așa să ajungi să lucrezi. Dar chiar cum sunt oamenii, Pavel? Adică cum decurg sesiunile de genul ăsta? Păi sunt super prietenoși. Cumva eram așa, nu știam la ce să mă aștept, fiindcă pe cei mai mulți dintre ei acolo i-am cunoscut și chiar la sesiune, adică ne-am cunoscut efectiv. Salut, hai să începem. Exact, da. Ceea ce e ciudat, dar poate fi foarte, foarte mișto. Se poate întâmpla, așa cum îți spuneam, să nu fii foarte creativ în ziua aia sau să nu ai chef, dar tot timpul suntem măcar 3 în cameră și ceva se pasează scânteia, da, de la unul la altul până iese ceva mișto. Oamenii sunt super deschiși. M-a bucurat faptul că toți știau deja câteva piese de ale mele, ceea ce
wow. Așa, au fost și câțiva pe care îi cunoscusem deja din alte țări, din alte... Da, alte contexte. Exact. Na, dar e foarte fain faptul că cunoști oameni noi, acumulezi experiență, faci muzică foarte bună și, na, singura chestie e asta acum, nerăbdarea să se lanseze piesele, știi? Abia aștept. Și eu. Da. Păi îți foarte mulțumesc pentru acest prim episod de podcast. Și eu îți mulțumesc, știu că ne-am lungit. Ne-am lungit, dar eu zic că ești o discuție interesantă. Mai stai și tu pe aici pe acolo. Da. Trebuie să închei acest podcast cu celebra expresie aceste zi întfise. Și pe urmă vă zic eu ce mai e de zis. Bine, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Acestea zi întfise. Ne vedem data viitoare. Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că ți-a plăcut discuția sau cumva ai adormit în timp ce ascultai episodul, dar în orice caz îți mulțumesc și te invit și pe backstage.fm pentru mai multe episoade. De asemenea, am înțeles că ajută foarte mult dacă dai review-uri pe Apple Podcast, așa că fie că ai ascultat acest episod de pe iPhone sau pe Spotify sau pe YouTube sau chiar de pe site, poate să faci un pic de timp să lași un review și pe Apple Podcast. Pentru sugestii și reclamații, mă găsiți pe Instagram @arondpanduțu cu tz sau puteți lăsa comentarii la episodul de pe backstage.fm. Mă ajută evident foarte mult feedback-ul vostru pentru a face episoadele astea cât mai interesante pentru toată lumea. Îi mulțumesc încă o dată lui George pentru că a acceptat invitația, iar pe voi vă invit să ascultați noua lui piesă, ca Manuel Riva, împreună cu Emi Perez, de care am vorbit un pic mai devreme, numită Slow Motion. Acestă zi în fise, ne auzim data viitoare!